Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cod galben de ninsori în județul Bacău. A început campionatul național de gimnastică în municipiul Bacău. Investiții majore la Dofteana. Primul cod galben de ninsori i-a făcut pe șofer să circule mai atent. Codul galben de ninsori emis de meteorologi în Moldova a făcut să se aștearnă un strat de zăpadă. Ce probleme au fost în județul Bacău aflăm în minutele următoare de la prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel. A fost o avertizare meteo care e în curs de ninsori moderate. După cum am și comunicat în spațiu public, am verificat 4 districte din cele 6 ale secției drumuri naționale Bacău în vederea constatării gradului de pregătire și mobilizarea personalului, a resurselor umane pentru această avertizare cod galben. După cum s-a putut observa, s-a circulat într-adevăr în condiții de iarnă, aș spune, iarnă moderată, dar fără probleme pe principalele artere rutiere naționale ale județului Bacău. Nu s-au produs evenimente majore, să zicem, s-a circulat așa, mai a nevoie. Evenimente majore din punctul de vedere al cauzalității pe ninsori sau pe condiții meteo cu specific de iarnă nu s-au produs. Din păcate au existat unele accidente chiar cu pierdere de vieți omenești cauzate de neatenția în neadaptarea condițiilor de mers a șoferilor. În imediata vecinătate a fostului spital, primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, a modernizat o serie de clădiri și a realizat un centru medical modern dotat cu echipamente de ultimă generație. Pe lângă toate aceste clădiri, de ceva timp a început reabilitarea unei alt corp de clădire, având ca destinație centru pentru persoane vârstnice. La această oră, lucrările sunt pe final. Mai multe aflăm în minutele următoare. Sunt finalizate lucrările în proporție de 95%. Da, la acest nivel, la acest etaj, s-au finalizat lucrările. Suntem la faza de curățenie, sperăm în maxim 10-15 zile să închidem per total proiectul. Haideți să le reamintim telespectatorilor noștri când a început acest proiect, de unde bani și cam care ar fi graficul de realizare, de execuție? În 2016, când am ajuns primar la Dărmănești, aici era o clădire veche, construită la 1875, fost clădirea administrativă a familiei Știrbei, care se afla într-o stare avansată de degradare. O bună perioadă de timp, perioada comunistă, a funcționat și ca spital. Am hotărât atunci, împreună cu colegii din Consiliul Local, să reabilităm aceste clădiri, am depus un proiect pe POR, am gândit noi o soluție ca centru de zi pentru persoane vârstnice, am reușit să obținem finanțare, proiectare și tot ce era necesar și cu un an în urmă am dat ordinul de începere a lucrărilor. Până la acest moment am cheltuit în jur de 1 milion de euro pentru reabilitarea clădirii. Sigur că mai sunt multe de făcut pentru amenajarea spațiului exterior și ceva dotări, dar va fi una dintre cele mai emblematice clădiri ale Dărmăneștiului privind, tratamente și soluții moderne pentru persoane vârstnice. Valoarea totală a proiectului și dacă s-a respectat termenul de realizare? Termenul de realizare a fost prelungit de 2 ori, nu neapărat din vina constructorului, ci datorită faptului că am înregistrat creșteri foarte mari la materiale. Inițial, contractul a fost semnat pe 2 milioane de lei, astăzi vorbim de reactualizarea indicatorilor la 4,5 milioane de lei. Diferența am suportat-o noi din bugetul local și nu ne-a fost ușor. Dar, repet, suntem în fază finală, suntem cu facturile la zi și asta ne bucură. Practic, când primii beneficiari vor putea să treacă pragul acestei clădiri? Începând cu prima parte a anului 2023. Eu aș vrea în ianuarie, după ce închidem aici, vom face angajările care sunt prevăzute în proiect și tot ce ține de partea de agrementări și în prima parte a anului 2023 beneficiarii își vor găsi aici un spațiu prielnic și
foarte bun pentru nevoile care le au. Spațiul acesta, imobilul întreg, care ar fi, să zicem, capacitatea lui pentru cei care urmăresc acest material să știe să se intereseze din timp unde trebuie să ajungă? Da, spațiul este foarte generos, poate rezolva, găzdui probleme până la 50-60 de persoane vârstnice. Vorbim de activități pe timpul zilei și datorită spațiilor pe care le avem, chiar și mai mulți, mai multe persoane vârstnice pot beneficia de serviciile pe care le vom oferi în acest centru. Și ultima întrebare, ca și curiozitate personală, au fost solicitări, au venit la primărie? Da, sunt solicitări și ne gândim că s-ar putea să fie nevoie să mai construim un centru de genul ăsta, la câte solicitări avem. Spațiul vă ajută, sunt câteva hectare aici de jur împrejur, cred că puteți. Cu siguranță vom avea doar activități care țin de sănătatea omului și pe lângă centru medical pe care l-am vizitat recent, vom avea și un dispensar, zicem noi, dar va fi o clădire pe plus 1 foarte generoasă, care este finanțată prin Compania Națională de Investiții și care din nou va răspunde problemelor pe care, în special, persoanele vârstnice le au vis-a-vis de sănătate. Constat la dumneavoastră, domnule primar, o preocupare, să zicem, extrem de atentă în ceea ce privește vârsta a treia. În primul rând, prioritățile noastre sunt axate pe cetățean. Și cetățeanul are problemele specifice vârstei. Da, pentru persoanele vârstnice investim în asemenea așezăminte pentru a găsi alinare problemelor de sănătate. Pentru cei mai tineri facem case de cultură, parcuri, locuri de joacă, terenuri de tenis și infrastructură rutieră. Pentru cei care sunt, eu știu, poate între, căutăm soluții pentru a găsi noi locuri de muncă și în felul ăsta încercând să rezolvăm problemele cetățeanului. Investiții majore în infrastructura comunei Dofteana. De unde vin banii și ce planuri are primarul în zonă? Aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. În primul rând, pentru importanța acestui drum, faptul că face legătura între DN12A și DJ 114F, care e drum județean, asta înseamnă că este de interes regional, de interes județean. Și cel mai important lucru pentru mine contează să degrevăm o parte din transportul rutier să treacă prin această zonă. Există și o oportunitate pentru turism. În momentul când vom finaliza acest drum de 2,5 km, va deveni o zonă interesantă. Vedeți și dumneavoastră ce frumos se vede în jur și ce pitoresc, într-adevăr. Dar cel mai important lucru este că o să fac legătura dintre DN12A și DJ 114F, care înseamnă o degrevare de transport din acea zonă. Și mai ales că Comuna Dofteana e o localitate foarte mare, 12.000 de locuitori și, în mod cert, se va folosi acest drum și de către locuitori, dar și cei care trec prin această zonă. Banii, am zis că sunt foarte importanți, fără bani nimic nu se face, oricât de multă dorință și voință ar fi. Da, încercăm să facem de așa natură, să aplicăm aceeași măsură peste tot în județ, să tratăm toate zonele cu aceeași măsură. Încercăm să facem asocieri acolo unde, într-adevăr, o cere județul, mă refer ca și dezvoltare, și unde găsim posibile zone de, în care se poate investi. Felicitări pentru inițiativă, deși suntem în luna noiembrie, a început de decembrie, ne apropiem repede, văd că constructorul e pe drum, el la locul faptei. Da, într-adevăr, și chiar vreau să asigur că nu se vor face lucrări decât cele care sunt permise, respectiv lucrări pregătitoare, s-a spart această zonă și deja s-a făcut legătura, mă refer, între Dofteana și drumul național. Și urmează ca, după ce se vor pune în siguranță lucrările executate, lucrările premergătoare pentru asfaltare și pentru rigole, în anul următor, în 2023, să putem să circulăm pe asfalt.
Acesta este drumul care face legătura dintre DJ-116D și DNA, care face legătura între Adjud și județul Harghita, DN-12A. Ce dorim noi să facem în această zonă? Drumul acesta are o lungime de 2,5 km, atât va avea, care face legătura de imediat din satul Seaca către satul Dofteana. Acest drum poate să țină locul și de o șosea de centură a localității, întrucât leagă patru sate, Seaca, Hădeac, Ștefan Vodă și Dofteana. Pe aici vor circula. Anume, noi vom absorbi circulația cu utilaje, cu atelaje agricole de pe drumul național și vom circula pe aici cu producție agricolă, cu tot ceea ce se face în câmpul nostru aici între Dofteana și Dărmănești. Unitatea administrativ teritorială s-a îngrijit să trecem acest teren pe care îl vedeți dumneavoastră aici în intravilan, deci atât pe dreapta cât și pe partea să trecem în intravilan, și totodată următoarea întâlnire noastră care va fi aceea cu oamenii de afaceri din localitate și nu numai, în care intenționăm să deschidem această zonă, o zonă turistică cu un ski bob sau cu o pistă de ski sau altceva, întrucât ne ajută și relieful și configurația terenului, iar din centrul acestui câmp între Dofteana și Dărmănești circulă conducta de transgaz, care este de Societatea Națională de Transgaz, energie electrică cu înaltă tensiune și apă potabilă. Deci toate utilitățile pot fi aduse aici, în această zonă, să dezvolte zona. Banii vin de la Consiliul Județean, a fost o asociere între Consiliul Local Dofteana și Consiliul Județean Bacău. Da, deci banii vin de la Consiliul Județean, 95% din total valoarea de 105 miliarde, vă vorbesc în bani vechi, 95% asigură finanțarea Consiliului Județean, diferența 5% plus studiile de teren, plus proiectul tehnic și studiul de fezabilitate sunt făcute de către Primăria Comunei Dofteana. Deci venim și noi cu o cofinanțare de 5% plus studiile de teren și proiectul tehnic. Când va fi gata? Pentru că deja suntem în iarnă, se lucrează, constructorul este pe teren, temperaturile permit. Deci ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în urmă cu, cred că, pe 1 sau pe 2 noiembrie, așa, puțin timp. Și cum vedeți dumneavoastră, s-a excavat mii de tone de pământ, care vedeți, urmează a fi cărat de aici, s-a adus un strat de balast să poată circula, chiar dacă vremea este mai anevoiasă și a venit timpul răcolos și va ploua, dar se va lucra, cred că toată iarna, la profilarea drumului acesta pe care îl vedem și cred că în primăvară, în vara anului trecut, vom vedea pe el și asfalt, vom vedea pe el rigolă de scurgere a apelor pluviale, parapeți și toate componentele care stau la baza modernizării unui drum. Deci la anul vom putea circula pe acest drum? Circulăm dacă suntem sănătoși 100%. Doi bărbați au murit într-un cumplit accident de circulație în Luncani, județul Bacău. Doi bărbați au murit luni dimineață, 21 noiembrie, într-un cumplit accident rutier produs pe raza localității Luncani din județul Bacău. Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul de 45 de ani din comuna Ghimeș-Făget, în timp ce conducea un autoturism pe DN2G pe raza localității Luncani, cu direcția de deplasare Moinești-Bacău, a intrat în coliziune cu un camion care circula regulamentar pe sensul opus de mers. Din impact a rezultat decesul conducătorului autoturismului și al pasagerului, un bărbat de 39 de ani. Conducătorul camionului nu se afla sub influența alcoolului, se arată într-un comunicat al poliției. După 22 de ani, în municipiul Bacău a revenit o competiție de gimnastică. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie în Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Începând de ieri, Bacău este capitala gimnasticii românești, un lucru care mi l-am dorit foarte mult. Eveniment care ține Bacău pe harta la nivel național a sportului românesc. Este moment deosebit de important pentru Bacău. De 22 de ani nu am mai avut o astfel de manifestație în gimnastică. Ne dorim ca și în anii următori să organizăm astfel de evenimente, chiar internaționale, dacă vom reuși, în așa fel încât să transmitem un mesaj către băcăuani, și anume faptul că ne dorim o comunitate sănătoasă. Ne dorim ca copiii noștri să iubească sportul, să vină către sport. În acest sens am cuplat cu campionatele naționale de gimnastică și un festival Gym for All, în așa fel încât băcăuanii să poată beneficia de infrastructura pe care o are strada de sport în momentul de față și să vină
să facă mișcare și, bineînțeles, am lansat către tineri invitația de a face sport, pentru că dacă făcând sport, având sportul ca un mod de viață, apare și performanța, este un lucru foarte bun, însă în același timp ne interesează ca tinerii noștri să conștientizeze importanța pe care sportul o are în viața de zi cu zi. Felicitări pentru susținerea acestui eveniment, pentru că până la urmă, oricât de talentați ar fi sportivii, fără susținere nu se poate face. A fost o onoare pentru noi să organizăm aceste campionate. A fost o idee pe care am susținut-o din toată inima și îmi doresc foarte mult ca municipalitatea să susțină astfel de evenimente sportive care să aducă la Bacău nume mare ale sportului românesc. Vreau pe această cale să vă anunț prezența la Bacău a lui Marius Surzică, a lui Marian Drăgulescu, a lui Ionel Stoica și, bineînțeles, l-am văzut și pe domnul Grecu, Dan Grecu, marele Dan Grecu, ceea ce pe noi ne onorează, ne bucură foarte mult și în același timp ne obligă să facem mai mult pentru sportul românesc. Felicitări și ce zicem? Sport la treabă de acum, că mulțumim foarte mult. Zilele acestea vom avea parte de sport. Avem încă o săptămână în față, vor veni și campionatele naționale pentru fete, care, să zicem așa, cu mai multă grație, sperăm să atragă mai multă lume la sală și, bineînțeles, ne bucurăm și de prezența dumneavoastră aici, cu cea mai mare plăcere. Vă invităm să fiți prezenți în toate zilele în care vom avea astfel de evenimente. De departe, unul din cei mai buni gimnaști ai competiției a fost Alexandru Marius Urzică, fiul campionului Marius Urzică, cel care a câștigat titlul olimpic de la Sydney, primul titlu olimpic pentru gimnastica masculină românească. Ai avut emoții? Da, foarte multe. Serios, dar a fost greu? A fost destul de greu la unele aparate. La unele aparate mai ușor, la unele aparate mai greu. La ce aparate ai avut emoții, sincer? Cele mai multe la paralel, bară și la sol. Aha. Da, oricum te-ai descurcat de minune. Știu, pentru că am luat cele 6 medalii de aur care se puteau lua. E un campion, acum sincer, din doi campioni ce putea să iasă? Tot un campion, nu? Un mic campion, un mare campion în devenire. Ați avut emoții? Cele mai mari de pe pământ. Mai mari decât atunci când concurați dumneavoastră? Mult mai mari. Da? Mult mai mari. Tot timpul aici, în tribună, sunt cele mai mari emoții. Da, v-am văzut că ați fost mobilizatoare, ați transmis mesajul bun, pozitiv, el a prins și s-a energizat. S-a concentrat foarte bine, s-a mobilizat și munca lui din antrenamente s-a văzut, a dat roade în concurs. Iată că nu spunem numai Onești Gimnastică, spunem și Bacău Gimnastică, nu? Spunem și Bacău Gimnastică. Nu întâmplător v-am întrebat, pentru că o perioadă de timp ați activat la CSM Onești, nu? 3 ani jumătate am fost componenta lotului de junioare, colegă de cameră cu Monica Roșu, campioana olimpică a Bacăului. Deci, cu alte cuvinte, îi repet, din doi campioni a ieșit un campion în devenire și cu siguranță de numele tău, Alex, vom mai auzi. Să dea Domnul. Tu ce zici? Sper din tot sufletul să mai câștig. Și ce să zicem? În cursuri. Multă sănătate și tot la fel soție, a? Mulțumesc mult! Este talentat, își face treaba și tocmai de aceea trebuie dovadă și astăzi a reușit să cucerească toate medalile posibile. Din doi campioni a ieșit un mini campion, nu? Cu siguranță el va fi unul mult mai mare și cu siguranță peste an vom auzi de el. Mă bucur că poartă numele de Urzică și sper că acest nume Urzică să se reaudă din nou la viitoarele Jocuri Olimpice, unde îmi doresc să ajungă și să devină campion olimpic. Am vorbit cu el înainte un pic și ne-a spus că a avut emoții foarte mari. E normal să ai emoții ca și copil, pentru că asta e competiția și el este încă fraged și va avea nevoie de foarte multe competiții pentru a reuși să scape de aceste emoții care sunt inevitabile. Ne-am uitat la mamă, era așa toată, ardea ca un chibrit pe margine în tribune de emoție, cred că avea mai mari emoții decât el. Sigur are mai mari emoții decât el și e bine că totuși e mai distantă și nu-i transmite, sper, aceste emoții și lui Alex. Cum vă uitați așa la gâtul lui, este plin de medalii, cu siguranță a dat clasă, ca să zicem așa, și a arătat că gimnastica românească are speranțe încă. Are speranțe și mă bucur, din nou vă spun, că a avut 2 zile de competiții foarte grele, atât ieri cât și astăzi, și a reușit să se stăpânească și să facă totul așa cum trebuie. Și acum un mesaj pentru toți cei care fac sport, de încurajare, de îmbărbătare, cădem uneori atunci când facem sport, dar ne ridicăm. Aș transmite un mesaj în primul rând părinților, dragi părinți,
aveți încredere în copiii dumneavoastră, nu-i lăsați în fața calculatorului, ci din când în când duceți-i să facă sport, indiferent că e vorba de gimnastică, atletism, înot, orice. Duceți-i să facă sport pentru a se dezvolta sănătoși. Emoții au avut și sportivii mai mari pentru că au vrut să arate cât de buni sunt. A fost foarte tare. Ai avut emoții? Câteva emoții, dar nu foarte multe azi. Ieri am avut mai multe emoții. Serios? Da. Care aparat ți s-a părut cel mai greu astăzi? Probabil că bara. Probabil, sigur. Bara a fost cel mai greu azi. Greu? Da, că am pus un element nou și azi n-am reușit să îmi fac integralul, dar mă bucur că am... Am înțeles. Bine, știu că și-ți vine greu să vorbești românește, asta e altă discuție. Oricum, ai fost minunat, cred că ești mulțumit de prestația ta de azi. Da, sunt destul de mulțumit. Mi-ar fi plăcut să-mi iese bara, cum am zis că nu mi-a ieșit azi, dar e ok. Ok, care e obiectivul tău cel mai mare pe care ți l-ai fixat pentru următorii, nu știu, 4-5 ani? Hai, zi! Olimpiada. Așa, 2024? 2028 mai mult, ca sigur, dar și 2024, da. 2024, da. Că ai vârsta. Da, 2024, da. Am înțeles, ținem pumnii și, cum să zicem, mult succes! Da, mulțumesc! Nu poate decât să fie o mare bucurie pentru mine și privind nostalgic puțin lucrurile, mi-aduc aminte în 2003, adică cu mulți ani, am concurat aici în sală și am venit cu o oarecare emoție. Datorită faptului că a fost un eveniment neplăcut, nu vreau neapărat să-l aduc în discuție, dar am întâmpinat aici foarte multă ospitalitate și este realmente o bucurie să văd că oamenii iubesc gimnastica. Atunci înseamnă că vă încearcă emoții așa amestecate, dacă vă aduceți aminte și de când ați concurat aici în 2003, au trecut ceva ani și totuși iată de atunci n-ați mai fost în această sală. Da, cu siguranță. Iar acum nu mai sunteți ca și sportivi. Sunt în altă calitate și, cum spuneam mai devreme, mă bucură faptul că văd oameni care sunt cu sufletul alături de gimnastică și în mod special autoritățile locale. O întrebare, gimnastica românească se menține în opinia dumneavoastră la nivelul la care am fost noi obișnuiți și începând de la Nadia încoace? Da, este o perioadă, aș numi o întortocheată, dar trebuie să avem puterea și curajul să privim spre viitor, pentru că potențial există. Depinde doar de noi cum reușim să șlefuim aceste briliante. Tinerii din această sală dovedesc că există, avem un potențial fantastic. Dacă mă refer și n-aș vrea neapărat să-l nominalizez pe fiul lui Marius Urzică, singurul nostru campion olimpic, dar Alexandru Urzică, care, după cum ați văzut, este un fenomen și trebuie să avem grijă, cum spuneam mai devreme, de aceste briliante, cum le șlefuim. Pentru că totul stă în mâna noastră ca specialiști. Și un mesaj pentru toți sportivii de încurajare, pentru că au nevoie la un moment dat. Știți toți că demn, ne ridicăm, mergem mai departe. Cel mai important e ca un sportiv să-și urmeze visul și să nu renunțe niciodată. Perseverența și răbdarea îi vor duce pe culmile înalte. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 22 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de 8 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius. Miercuri 23 noiembrie, vremea va fi rece și umedă. Cerul pe alocuri va fi acoperit de nori, sunt posibile izolat ploi. Maxima zilei urcă până la valori de 6 grade Celsius, iar noaptea mercurul în termometre coboară până la valori de 1-2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.